Elevii și sportivii din municipiul Hunedoara, care în anul școlar 2014-2015 au obținut distincții la olimpiade și concursuri internaționale, dar și profesorii și antrenorii coordonatori au fost premiați astăzi de autoritățile locale. Nu este pentru prima dată când primăria municipiului Hunedoara îi recompensează pe tinerii cu rezultate deosebite. Ne mândrim cu voi, cu dumneavoastră, sunteți cei care duc faima acestui oraș mai departe și bineînțeles că toți cei care obțin performanțe trebuie apreciați din toate punctele de vedere. Vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut. Vă doresc ca în continuare să obțineți rezultate cât mai bune și de asemenea personal îmi doresc ca numărul celor care performează în municipiul Hunedoara să crească și de acum înainte. Încă o dată felicitări, meritați tot respectul și toată cinstea cetățenilor Hunedoarei. În cadrul acestui eveniment a avut loc și premierea sportivului Cosmin Gârleanu și antrenorului Ilie Captari. Maria Hunedoara sprijină tinerii cu rezultate deosebite, deoarece așa încurajează să continue să facă performanță, atât la nivel sportiv, cât și la nivel educațional. Este o zi deosebită pentru orașul Hunedoara. În această zi am premiat pe cei mai buni dintre cei mai buni, cei care ne reprezintă cu cinste oriunde se duc, în festivaluri, în manifestări sportive și bineînțeles că pe lângă considerația pe care o primesc din partea autorităților, am ținut neapărat să-i premiem aici, la Castelul Corvinilor. Premierea elitelor municipiului a avut loc la Castelul Corvinilor, în Sala Cavalerilor.